oficial dovedit prin analiză de laborator și mii de teste. Consumul zilnic de brânză nu duce la bol de inimă, iar evitarea produselor lactate poate fi mult mai periculoasă pentru sănătate. Cu toate că un conținut ridicat de grăsimi saturate, brânza consumată în cantități mari nu este nocivă. Din contră, au fost evidențiate multe beneficii. Nu evitați produsele lactate. Dacă nu le consumați, vă expuneți riscului de bol de inimă din cauza nivelului mai ridicat de așa zis colesterol rău, adică lipoproteinele cu densitate scăzută din organism. Serviciul Național Britanic recomandă oamenilor să încerce alimentele bogate în grăsimi saturate, avertizând că grăsimile din unt, biscuiți și șuncă cresc nivelul de colesterol rău. Acest compus din sânge ajută organismul să funcționeze corect, susțin experții. Atunci când există prea mult în fluxul sanguin, colesterolul se poate depune pe pereții arterelor și poate opri fluxul de sânge. De asemenea, este principala cauză de deces pentru mulți oameni din lume. Pentru a testa teoria cu privire la efectele lactatelor, cercetătorii din Dublin City University au efectuat un studiu pe 1500 de participanți. Pe de altă parte, oamenii de știință de la Universitatea Harvard au constatat de asemenea că un consum de brânză nu a fost asociat cu dezvoltarea țesutului adipos din organism, nici cu o cantitate mare de colesterol rău. Ei au descoperit că nu există nicio diferență între nivelurile acestui compus la persoanele care mănâncă multă brânză și la cei care nu consumă produse lactate. Potrivit experților este important și tipul de alimente pe care le mâncăm împreună cu brânza. Ei au adăugat că un consum mai mare de produse lactate a fost asociat cu un indice de masă corporală mai mică.